Cosmin Cotârle devine un nume tot mai cunoscut în rândul soliștilor de muzică populară din zona noastră și al publicului amator de folclor. Ei bine, pentru tânărul interpret urmează un moment important: lansarea primului său album muzical, intitulat Câte Flori Mândre în iarbă. Voi lansa albumul meu, care se numește Câte Flori Mândre sunt iarbă. Și la acest album am lucrat în decursul la, pot să zic, șapte ani. Uh, și pe acest album am pus uh, 10 melodii cu mult suflet, uh, a căror versuri și linie melodică au fost create de domnul Mircea Simionca uh, și au fost uh, înregistrate în studioul uh, domnului Florin Labeș din Bistrița, cu orchestra Dor Românesc. Sunt și piese mai consacrate, dar și piese mai noi, pentru că trebuie ca repertoriul să mai fie și îmbogățit. Spectacolul va avea loc vineri, 27 mai, ora 18, la Casa de Cultură Eugenicoară din Reghin. Intrarea este liberă, iar organizatorii speră să aibă parte de un public cât mai numeros, mai ales că vor susține recitaluri artiști îndrăgiți din zona noastră. Invitații vor fi Ianca Brania, Maria Neag, domnul Mircea Simionca, câțiva copii care sunt de aici din Reghin și nu numai, Alexia Ștelean, Maria Grama, Loredana Pop uh, și mulți alții. Spectacolul va fi întregit de cântecele interpretate de Cristina Fărcaș, Diana Ciurba, Georgiana Pușcaș, Paul Miclea, Diana Suceava, Ioana Romonții, Denisa Gliga, Natalia Moldovan. Participă și ansamblurile artistice ale Casei Municipale de Cultură din Reghin.